312, la 29 octombrie, Costantino intră victorios în Roma. Bătălia de la Ponte Milvio a rămas în istoria creștinătății, deoarece se spune că înainte lui Constantin și a soldaților săi a apărut un monogramă cu crucea lui Hristos. Cu o zi înainte, Constantin avusese un vis în care i s-a arătat Iisus, spunându-i că dacă va avea semnul crucii pe sculpturi și steaguri, va ieși învingător. Constantin a făcut acest lucru și a ieșit învingător. La mulți ani vă spun de aici, de la Sala Pallacavicchi de la Roma. Același Adrian de la Roma Seventi cu echipa lui. Dragii noștri, ne aflăm astăzi la localul Pallacavicchi, un event organizat de Roma Seventi, împreună cu formația Zurbe și fotografii noștri, Cristina și Maricu. Să